Reșit Taner, primarul Comunii Tuzla, ne prezintă astăzi cum a dezvoltat localitatea în ultimii patru ani. Bună ziua, domnule Taner! Bine ați venit la 10 Media! Bună ziua și bine v-am găsit! De ce va alege locuitorii Comunii Tuzla din nou? Ne puteți spune câteva motive? Da, motivele sunt simple și clare. Primul motiv, pentru a duce la îndeplinire proiectele începute. Și al doilea motiv proiectele care au fost depuse și ale duce la finalizare. Ne puteți spune câteva din aceste proiecte? Proiectele începute sunt foarte multe. Proiectul de aducțiune apă, proiectul de canalizare și pro proiectul de, de gaz. Ne puteți spune evoluția taxelor și impozitelor în mandatul dumneavoastră? Au crescut, au scăzut, au rămas la fel? Taxele și impozitele în comuna Tuzla de când a venit primar din anul 2008, 2018, nu au crescut decât cu rata inflației. Deci din 2018, taxele și impozitele comunei Tuzla, care este singura comună din județul Constanța, nu s-au mărit decât cu rata inflației. Ați vorbit despre lucrări la apă, gaze, canalizare. Care este situația lucrărilor? Acum, la ora aceasta, mai avem, încă nu s-au terminat. Din această cauză sunt și inconveniente multe și neconcordanțe multe și nemulțumiți mulți cetățeni. Dar, până la ora aceasta, 40 de km de canalizare și aducțiune apă și 38 de km de gaz vor fi recepționate. De exemplu, gazul va fi recepționat în, chiar în această lună, în luna mai, și canalizarea și apă vor fi recepționate până la 31 decembrie 2024. Toți cetățenii vor avea gaze? Toți cetățenii care vor vor avea gaze, Absolut. da? Eu zic că și că în octombrie, deoarece luna viitoare, în mai, luna mai 2024, vom face recepția pentru aducțiune gaz și vom scoate la licitație în luna iunie, majoritatea cetățenilor care vor, vor avea gaz pentru iarna care vine 2024. Și apă? Apa avem în comuna atât la 90%, mai avem 9 km de schimbat conducte de uh, aducțiune apă, deoarece nu au presiune. Nu au 1,8 bar sau 2 bar și au sub un bar. Acesta este un proiect care este împreună cu Secerajă sau cu Constan. Constanța. la are plan urbanistic general? Tuzla are un plan urbanistic general, dar trebuie reînnoit. Acest plan urbanistic general se reînnoiește la 12 ani și în acest an am început deja de acum 3 ani să-l reînnoim, să facem acest plan urbanistic general. Am avut probleme deoarece n-am reușit să facem cadastrarea și intabularea dar începând de săptămâna viitoare, deci de la sfârșitul lunii aprilie 2024 sau începutul lunii mai, vom face cadastrele și întabulările gratuit în toată comuna pentru toate suprafețele de teren, intravilan sau extravilan. Deci orice cetățean poate să-și facă cadastru gratuit la primărie. Nu. Primăria Tuzla le va face cadastru pentru orice teren care este intravilan sau extravilan, le va face cu titlu gratuit. Și după ce vom face asta, aceste cadastre intabulare și intabulare gratuite care vor dura până la 31 decembrie 2024, acesta este un pas pentru a face planul urbanistic general. Pentru că fără aceste cadastre și intabulări către fiecare cetățean și fiecare persoană, nu putem să facem sau este un pas în care evoluăm pentru a face planul urbanistic general al Comunei Tuzla. Ce v-ați propus să faceți pentru localitatea în următorii patru ani, dacă veți fi reales? Pentru următorii patru ani, vă dați seama că atâtea proiecte câte avem și vom mai face și avem și altele și vom mai face, cred că mai avem multe proiecte de făcut împreună cu cetățenii Comunei Tuzla. De exemplu? Finalizarea tuturor proiectelor de canalizare, de aduc de aducțiune apă, de gaz și, bineînțeles, și alte proiecte, cum ar fi Pugul Comunei Tuzla, planul da. Banțic general al Comunei Tuzla și restul de proiecte care mai sunt. Și, bineînțeles, care le, mai, le vom mai depune în acest timp. Câți candidați sunt la primăria Tuzla? Din ce am înțeles astăzi, sunt 8 candidați, adică fiecare partid are câte un candidat. Ce le urați acestor contracandidați? Pot să le urez că să aibă același succes cum au avut și în alegerile din 2020. Cum stați cu proiectele de infrastructură? Cu proiectele de infrastructură stăm în felul următor. Canalizare am băgat 30 de kilometri, aducțiunea apă avem și acolo 12 kilometri, avem iluminat public, am schimbat peste 800 de lămpi cu LED-uri care sunt acum cu tehnologie avansată, și mai avem încă 800 de lămpi care va ocupa toată comuna Tuzla. Da? În ultimul rând, avem asfaltarea pe Angel Salini, care au început acum 60 de zile, da? începând în luna lui martie, și sperăm până la 31 decembrie ca toată Tuzla să fie asfaltată aproape 100%. Vă mulțumesc, domnule Tăner, că ați fost astăzi alături de noi. Cu plăcere, vă mulțumesc și eu. Vă mulțumim pentru vizionare. La revedere!